Acest sfârșit de săptămână se anunță a fi unul pe placul melomanilor din Deva, dar nu numai. Reședința de județ urmând a găzdui două concerte de excepție. Primul dintre aceste evenimente muzicale va avea loc vineri 25 iunie de la ora 18 în Parcul Cetății, unde revine, conform promisiunii făcute luna trecută, Filarmonica de Stat din Sibiu cu un nou concert de excepție. Vineri 25 iunie, în Parcul Cetate, Filarmonica de Stat din Sibiu va susține al doilea concert aici la Deva, în urma colaborării pe care o avem între Primăria Municipiului Deva, Centrul Cultural Dragan Muntean și Filarmonica din Sibiu. Am convenit că în această vară vom avea câteva concerte în aer liber susținute de Orchestra de Stat din Sibiu. Așadar, vineri vom avea al doilea concert, așa cum am promis, și vă așteptăm pe toți, cu mare drag, să fiți alături de noi, alături de artiștii care vor urca pe scenă, și vă asigur că veți avea parte de un moment plin de încărcare, de emoții, și sunt sigur că reîntâlnirea cu Orchestra Filarmonice de Stat din Sibiu vă va aduce aceleași emoții și bucurie ca la concertul din 8 mai cu ocazia Zilei Europei. Intrarea publicului la eveniment va fi liberă și, cum se desfășoară în aer liber, la concert vor putea lua parte și cei care nu găsesc locuri în spațiul special amenajat pentru acest eveniment. Intrarea la acest concert a publicului este liberă în limita locurilor disponibile pe scaune, dar accesul este permis și celor care nu pot intra în perimetru delimitat pe scaune, pot veni, pot lua loc pe bancă, pot să stea să privească concertul și dacă nu sunt așezați pe scaune. Așadar, puteți veni în număr mare, vă așteptăm pe toți cu mare drag să fiți alături de noi la acest concert pentru Deva și pentru Deva. Apoi, duminică, 27 iunie, tot de la ora 18, dar la Biserica Reformată din Deva, de lângă Inspectoratul Școlar Județean, studenții ai Facultății de Muzică din cadrul Universității de Vest Timișoara vor susține un concert de muzică sacră acompaniat de vechea orgă a lăcașului de cult. Duminică, 27 iunie, de veni, sunt invitați la un concert de muzică sacră cu orgă, ce va avea loc în Biserica Reformată din Deva. Concertul va începe de la ora 18. Acest concert va fi susținut de studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și au pregătit piese celebre, piese foarte cunoscute, acompaniate la orga din Biserica Reformată. Și la evenimentul de duminică, unul inedit pentru Deva, intrarea publicului va fi liberă, dar ținând cont de faptul că se va desfășura într-un spațiu închis, locurile sunt limitate. Așadar, un concert, zic eu, inedit la Deva, va avea loc duminică de la ora 18 în Biserica Reformată din Deva. Intrarea la acest eveniment este liberă în limita locurilor disponibile. Așadar, veniți să vă bucurați alături de artiștii pe care i-am adus aici la Deva pentru dumneavoastră și pentru toți iubitorii de acest gen. Cele două evenimente muzicale de înaltă clasă din acest weekend sunt organizate de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Reședința de Județ.